Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Hai să vedem care sunt promisiunile astrelor pentru gemeni în anul 2021. În 2021 viața ta poate începe să se desfacă rapid, ca un geyser comprimat și eliberat. În același timp, tu însă vei genera energie cinetică și, cu cât mai multă, cu atât mai bine vor merge lucrurile. Anul acesta poți fi supusă tuturor testelor și încercărilor. Poți face planuri, poți să i orice proiect, să atingi un nivel calitativ nou. În același timp, este important să-ți amintești că majoritatea lucrurilor pot fi făcute doar cu ajutorul unui fer călăuzitor. Soluția treptată și măsurată a problemelor va încălca prioritatea anului, iar apoi poți uita imediat de succes. Cel mai bine vei putea să te dovedești în domeniul dobândirii de noi cunoștințe. Există multe modalități de a face acest lucru. Cel mai plăcut pentru tine va fi un fel de călătorie lungă, o cunoaștere detaliată a culturii și religiei, foarte neobișnuită și amețuitor de misterioasă. Înțelegerea experienței altcuiva te va ajuta să ți evaluezi sobre propria persoană. Ți aceste lucruri îți va plăcea? Aceste experiențe îți vor părea semnificative și demne de o distribuire pe scară largă. În această chestiune, senzațiile subiective și realitatea vor coincide cu succes. Vei putea obține succesul în predare. Procesul invers va fi de asemenea benefic. Poți fi cel mai bun student în 2021. Poți începe un curs lung de formare. Vei avea noroc cu profesorii și mentorii spirituali. Pericolul în această etapă poate fi nu numai amânarea, ci și excesul de tâmpenie și lipsa de sens a unor mișcări. Pentru succes, în anul taurului de metal, este important să te concentrezi pe tine însăți și nevoile tale. Direcția educației primite ar trebui lasă din punctul de vedere al valorii sale aplicate. Obținerea cunoștințelor este jumătate din bătălie trebuie să ai o idee bună despre zona în care va trebui să le aplici. Sfaturile altor persoane în această privință nu pot decât interveni. În același timp, un apel către autoritățile oficiale va fi benefic. Principiul justiției în 2021 va funcționa în favoarea ta. Orice litigiu va fi câștigat, va fi posibil să obții garanții sociale și chiar sprijin material din partea statului poți obține un loc de muncă bun dacă ești o tânără profesionistă. În ceea ce privește relațiile de familie și, în general, contactele interpersonale, aici ar trebui să recurgi la conservatorism, schimbările broște pot deranja un echilibru foarte fragil în acest moment. Anul 2021 ar trebui dedicat realizării unei singure dorințe o evaluare și un calcul sobru te va ajuta la alegerea acestei dorințe din numărul total. Dacă dorința este legată de nuntă, atunci această uniune nu va avea legătura cu iubirea, dar copiii născuți în această căsătorie se vor dovedi a fi deștepți și sănătoși. Dragostea pentru gemeni în anul 2021 Indiferentă de complicațiile relațiilor tale de dragoste, de la sfârșitul anului 2020, începutul anului 2021 al taurului de metal al conform zodiacului chinez. Se poate pune capăt multura dintre eforturile tale în aceste domeniu sau poate ridica relația cu partenerul tău la un nou nivel. Oricât de polar ar putea părea această afirmație, de data aceasta depinde multă de alegerea personală a fiecărei persoane, întrucât, pe de-o parte, poziția planetelor în sectorul astrogramei tale natale care este responsabil pentru parteneriate și relații de dragoste în general, garantează apariția unei atmosfere de onestitate și francozitate în primele luni din 2021. Pe de altă parte, perioada începutului de primăvară se va caracteriza printr-o creștere a componentei emoționale a relației tale de dragoste, care la rândul său nu-ți va lăsa nicio șansă de a ascunde ceva partenerului, este destul de logică. Datorită caracteristicilor specifice ale Zodiei Gemeni, ai conexiuni cu terți care nu se încadrează în fluxul principal al vieții publice recunoscută de toată lumea și în imaginea unei persoane decente prezentată în imaginația partenerului tău. Cu alte cuvinte, sfera de dragoste din viața ta la începutul anului 2021 poate fi umbrită de neînțelegere, de înlăturarea unui partener sau de singurătatea forțată pur și simplu din propria ta alegere. Spre deosebire de cele spuse mai devreme, cuplurile care trăiesc într-o relație deschisă și nelimitată pot conta pe cel mai armonios timp petrecut, caracterizat prin unitatea inimilor și o înțelegere reciprocă completă. De asemenea, prosperitatea raiului nu va ocoli gemenii singuratici. Datorită circumstanțelor sale unice, primăvara anului 2021, Anul taurului de metal alb îi patronează pe toți îndrăgostiții, există posibilitatea ca în această primăvară, dacă ești singură, să-ți găsești sufletul pereche cu care vei petrece anii lungi și fericiți de viață. Pentru tine, în acest caz, un astfel de eveniment poate deveni semnificativ, dragostea adevărată îți poate întoarce temeliile și pentru o vreme va da pace și liniște sufletului tău. Odată cu sosirea verii, pentru cuplurile formate de lungă vreme și pentru cele care trăiesc în căsătorie, din păcate, atmosfera de conflictă din perioada anterioară poate persista. Dacă până acum ai rămas prudentă și nu ai uitat încă motivul pentru care ești în continuare cu partenerul, atunci încearcă să te menții o perioadă și să nu iei decizie ruptive. În curând, Poziția planetelor în horoscopul tău de dragoste va începe să se schimbe la una favorabilă, iar până la jumătatea lunii iunie, îți vei rezolva toate dezacordurile cu un partener și îți vei petrece următoarele luni în dragoste și armonie, bucurându-vă de prezența reciprocă. Perioada de toamnă 2021 nu va aduce pace în sufletul tău, nu există niciun motiv de îngrijorare. Dar inacțiunea este periculoasă pentru relațiile tale, dragi. Dacă vă cunoașteți de multă timp, atunci trebuie să încerci să adăugi o mică pasiune relației cu partenerul. Încearcă să eviți frazele stereotip precum, te iubesc, evită monotonia și rutina. amintește că pentru iubirea adevărată, este nevoie de sentimente vii, pentru relațiile sentimentale de încredere și de votament între parteneri, nu există nimic mai rău decât o pierdere a imaginației. Ultimele luni ale anului 2021 vor aduce satisfacție semnului celor singure. În mod neașteptat pentru tine, existența ta în această lume se va întoarce cu susul în jos. În ultima perioadă anului 2021, vei experimenta cea mai interesantă, extraordinară, emoționantă etapă din viața ta. Probabilitatea unor astfel de evenimente este cea mai mare în noiembrie 2021. Cu toate acestea, nu te flata, un flux luminos de emoții și sentimente nu se potrivește semnului tău zodiacal. Cel mai probabil această dragoste va sfârși în înainte de sfârșitul anului 2021. Cu toate acestea, amintirea acestei iubiri pure va rămâne cu tine pentru întreaga viață. Cariera și banii pentru Gemeni în anul 2021. În anul Taurului de metal, cooperarea cu străini și oamenii de departe va juca un rol important în cariera ta. Probabil vor fi călătorii de afaceri în alte țări. Poate dorești să începi o afacere nouă departe de patrie și trebuie să spun, vei reuși bine parteneriatele de afaceri vor avea un succes destul de mare în acest an și vei putea realiza foarte multe lucrând cu partenerii. Poți avea o situație în carieră destul de tensionată la începutul anului 2021. Problemele pot să fie începute la sfârșitul anului 2020. Mai departe, în august și septembrie, evenimentele vor primi o nouă dezvoltare. În aceste luni va fi necesară o mare grijă deoarece tensiunea poate atinge astfel de dimensiuni încât te trebuie să alegi, pot să apară probabil viraje absolut neprevăzute, ceea ce poate determina o schimbare radicală a activității profesionale în general, în special, evenimentele din țara de origine pot interfera semnificativ cu avansarea carierei tale dar activitățile legate de străinătate vor avea perspective bune. În acest timp, conducerea se va comporta imprevizibil și prea radical. Sunt posibile probleme cu șefii, iar în martie și aprilie există riscul unor conflicte broște, neprevăzute și intense cu ei. La locul de muncă poți experimenta schimbări semnificative. Acest moment nu este ușor. Dar acum pot apărea situații care vor avea consecințe de anvergură în viața ta și pe termen lung. Fii pregătită pentru faptul că la sfârșitul anului 2021, în octombrie și noiembrie, te poți confrunta cu dificultăți serioase, ceea ce te va putea determina să îți schimbi funcția la locul de muncă sau chiar să îți schimbi locul de serviciu. Sunt posibile și probleme cu colegii. Așa cum am mai spus, 2021 favorizează deschiderea afacerii tale. Interesul tău pentru această afacere va crește semnificativ. Sunt posibile investiții mari, investiții de sume mari în dezvoltarea afacerii. Aceasta nu este o perioadă ușoară pentru finanțe, mai ales la începutul și sfârșitul anului. Pierderile monetare se pot datora probabil depozitelor mari. Banii partenerilor și clienților vor ocupa un loc important în viața ta. Fii foarte atentă să nu greșești, mai ales în octombrie și noiembrie, deoarece există un mare risc de a avea dificultăți financiare grave în acest moment. Viața de familie pentru gemeni în anul 2021. Ajută-i pe cei dragi și pe prieteni, chiar dacă nu îți cer. Dacă ești născută în a prima decadă a semnului Gemeni, respectiv între 21 și 31 mai. O serie de sărbători și evenimente de divertisment te vor înveseli și te pot stabili într-un mod frivol. Nu uita de îndatoririle tale, altfel taurul de metal îți va arăta unde hibernează racii, iar reputația ta va suferi foarte mult și deja în primăvară, cei dragi vor fi scăpați de indignarea, iritarea și intoleranța ta. Lucrează pe tine! nu fi autoritară și retrasă, iar până la sfârșitul verii relațiile de familie se vor îmbunătăți. Dacă ești născut în a doua decadă a semnului gemeni, respectiv între 1 și 10 iunie, există probabilitatea de a fi implicat activ cu copiii. bucură de aceasta, tratează orice situație cu ironie și optimism, vara vei dori să fii singură cu tine, să apreciezi viața și succesele tale. În august, Astrele te sfătuiesc să ai grijă de sănătatea și aspectul tău, dar este mai bine să te odihnești în octombrie. Dacă ești născut în a treia decadă a semnului gemeni, respectiv între 11 și 21 iunie, prima jumătate a anului 2021 va fi deosebită de periculoasă pentru familie, certurile vor izbucni literalmente de la zero. Dacă tu și familia nu învățați să rămâneți tăcuți în timpul șodanului, te poți confrunta cu schimbări dramatice în familie. Cuplurile care pot ierta și uita nemulțumirile vor deveni mai puternice. Sănătatea pentru gemeni în anul 2021 Anul 2021 al taurului de metal potrivit horoscopului chinez va fi anul realizărilor practice obținute datorită perseverenței naturale. Cu siguranță nu vei sta deoparte, deși caracteristica generală a anului se îmbolnăvește de natura ta nechipzuită. Cu toate acestea, în domeniul sănătății, poți obține un anumit succes datorită unor astfel de calități. În primul rând, succesul în acest domeniu este favorizat persoanelor cu boli cronice care necesită o perioadă lungă de tratament și recuperare. La începutul anului 2021, Chiar și cei mai sănătoși proprietarii semnului zodiac al vor suferi de diverse tulburări intestinale, de formare de gaze și de indigestie. Cel mai mare rol într-o situație atât de curioasă îl joacă modul tău de viață familiarție. verifică coșul de cumpărături și ce alimente consumi în fiecare zi, desigur, dacă o alimentele convenționale, cârnații și murăturile sunt baza unei diete sănătoase, atunci te înșeli foarte mult. Încearcă să mănânci corect, iar în loc de cafeaua și sucurile obișnuite, utilizează ceai din plante, consultă un fitoterapeut, chiar și cea mai comună colecție, de exemplu, chimen, fenicul, coriandru, te va salva de simptome neplăcute și fără efecte secundare. Dacă suferi de reumatism, osteocondroză sau artrită, în ultimele două luni de iarnă, este posibilă o exacerbare a simptomelor sau o recidivă a bolii, însoțită de dureri ascuțite la nivelul articulațiilor și coloanei vertebrale. Este logic că probabilitatea de recidivă este mai mare dacă ești pe cai mari în timpul sărbătorilor, supraexpusă și nu ai luat măsuri preventive de promovare a sănătății. În general, Perioada de primăvară-vară din 2021 nu va aduce tendințe negative în domeniul sănătății și bunăstării pentru tine, cu toate acestea, perioada cuprinsă între aprilie și mai 2021 va fi caracterizată printr-o stare nefavorabilă a sistemului nervos, care în unele cazuri se poate transforma în anxietate și lipsă de autocontrol, încearcă să fii dublu atent atunci când conduci precum și în timpul sportului. Vara, problemele cu tractul digestiv vor continua, în această perioadă, intoxicații ușoare și constipația alimentară îți pot otrăvi viața. Îți recomand cu tărie să nu recurgi la laxative, utilizarea lor frecventă poate perturba întregul sistem digestiv și poate agrava sănătatea generală. Încearcă să profiți de tratamente mai sănătoase, precum includerea de cereale fructe și alte alimente bogate în fibre în dieta ta. Nu are sens să vorbesc despre pericolele fumatului și alcoolului, acesta este un fapt evident. Desigur, fiecare persoană are dreptul să decidă cum să și otrăvească propriul corp, cu toate acestea, pe astrogramata natală pentru perioada august-octombrie 2021. Există indicii clare că corpul fumătorilor grei și al celor care abuzează de alcool necesită curățare urgentă. Trebuie recunoscut faptul că nimeni nu își înțelege nevoile interne și abuzează de propria sănătate până când nu există modificări patologice evidente. Acest tip de comportament, atunci când o persoană trăiește pentru ziua de azi, este foarte caracteristic semnului zodiacal gemeni dar de data aceasta îți asumi un mare risc. Perioada de la sfârșitul anului 2021 al taurului de metal poate fi indicativ în ceea ce privește consecințele unui stil de viață necorespunzător. În special pentru acei gemeni care toată viața au crezut că oamenii care se angajează în sănătatea lor sunt complet ipohondriaci, nu sunt demni de atenție, creaturi fără valoare. Fii extrem de atentă cu sănătatea ta! Deoarece toate convingerile și credințele se schimbă instantaneu în sens invers, dacă te vei afla brusc într-un pat de spital, horoscopul chinezesc 2021 după semnul nașterii, dacă ești gemeni dar în zodiacul chinezesc ești șobolan, cheile tale de succes în 2021 sunt reținerea și echilibrul în relațiile de muncă și încrederea completă în jumătatea ta în relațiile personale. Chiar dacă nu va fi ușor să o faci, la urma urmei, emoționalitatea, gelozia, dorința de a bate cu pumnul în masă și a controla totul personal pot fi ocolite de tine. Un astfel de model de comportament în anul taurului de metal va fi plin de probleme nedorite, certuri de la zero. Încearcă să nu lași aceste lucruri să se întâmple. Dacă ești gemeni dar în zodiacul chinezesc ești taur atât de frivolă și de neliniștită, deja la începutul anului poți să afli brusc că vrei să te stabilești și ești dornică să construiești în spate de încredere. Taurul de metal îți va oferi această oportunitate, dacă ești singură vei întâlni exact persoana cu care vrei să creezi o vatră puternică a familiei, iar dacă ești căsătorită îți vei aminti cum se simte pasiunea conjugală. Grija și acordarea atenției partenerului tău nu vor lăsa această flacără să moară. Dacă ești gemeni dar în zodiacul chinezesc ești tigru. Anul taurului de metal alb este momentul perfect pentru a întoarce în viața ta persoanele de care te-ai despărțit în mod imprudent, de a face pace cu dușmanii și a găsi teren comun cu concurenții. În plus, vei avea un simț al scopului și o atitudine romantică puternică în atul tău. Unind de tovară și care s-au întors la viața din jurul tău, poți obține mai multe decât ai visat și, de asemenea, să obții iubirea multă dorită. Dacă ești gemeni, dar în Zodiacul chinezesc ești iepure, taurul de metal te sfătuiește să mergi în căutarea armoniei și a păcii. Dacă există posibilitatea de a merge într-o vacanță lungă sau de a-ți schimba temporar habitatul, profite de această oportunitate departe de casă, vei putea înțelege mai clar cine ești, ce este cu adevărat important pentru tine și care sunt lucrurile mărunte. Dacă nu reușești să pleci, începe să cauți tu însăți acasă, citește filozofie, înscrie-te la yoga, iubește-te. Dacă ești gemeni dar în zodiacul chinezesc ești dragon, înaintea ta se așterne o perioadă de odihnă, distracție, Divertisment și stare de spirit excelentă. Trage puternica aer în tine și hrănește sociabilitatea. Apoi un cerc de oameni plăcuți, utili și apropiați, cu gânduri similare, se va forma foarte repede în jurul tău, cu care nu numai că poți să te distrezi și să discuți din partea de jos a inimii, ci și să pornești un proiect de afaceri profitabil sau chiar să muți niște munți în unele afaceri. Dacă ești gemeni dar în zodiacul chinezesc ești șarpe, iubește-te și apreciază-te, îți pune taurul de metal alb. Tratează-te cu un lucru nou demn, mergi la un estetician sau la un stilist, înscrie-te la o sală de gimnastică sau la o piscină pentru a sculpta perfecțiunea corpului tău și economisește ceva bani pentru a merge în călătoria viselor tale. Și, de asemenea, fă prevenirea sănătății vizitează un specialist, un terapeut, un psiholog, dacă ești gemeni dar în zodiacul chinezesc ești cal. O setă irezistibilă de schimbare se va trezi în tine, motiv pentru care va exista dorința de a îmbunătăți ceva în viața ta. Drept urmare, vei începe să cauți, deși în mod inconștient, un loc de muncă mai profitabil, te poți gândi să te muți într-un oraș mai cald sau mai confortabil să te duci cu gândul la un partener și schimbările nu vor aștepta mult timp. Acceptă-le cu recunoștință. Dacă ești gemeni dar în zodiacul chinezesc ești oaie, în materie profesională și financiară, taurul de metal îți promite stabilitate, dar sfera personală te va face să-ți faci griji, cel mai probabil. Acest lucru va fi cauzat de un focar de neîncredere între tine și partenerul tău, Gelozia reciprocă se va trezi în voi, vor exista încercări de a vă controla reciproc. Din fericire, în viața ta va apărea o persoană care îți va oferi sfaturi valoroase la timp. Intuiția îți va spune ce fel de persoană este. Dacă ești gemeni dar în zodiacul chinezesc ești mai muță, ai șansa să devii aproape principalul norocos al anului și totul datorită talentului trezită de a prezice evenimente și de a atrage concluzii precise bazate pe chiar porții mici de informații. Crezând în tine și riscând să faci ceea ce îți spune intuiția, poți să în sus pe scara cariere și să aduni o sumă mare de bani. Și tot intuiția îți va spune cum să întărești familia sau unde să găsești un suflet pereche. Dacă ești gemeni dar în zodiacul chinezesc ești cocoș. Dedicarea ta din anul 2021, anul taurului de metal, va deveni un obiect de invidie, după ce ai conturat ceea ce vrei, vei merge la el cu salturi, fără a fi distrasă de micile lucruri din jur. Dar există și un minus în acest sens, lucruri mărunte pot fi prietenii sau relații de familie, pentru a nu coboră la conflicte grave cu cei dragi, încearcă să găsești un echilibru între muncă și iubire. Dacă ești gemeni, dar în Zodiacul chinezesc ești câine, la începutul anului 2021 te vei regăsi într-o adevărată fântână de energie. Ar fi bine să o direcționezi la afaceri sau la autodezvoltare, dobândind noi cunoștințe și abilități. Din păcate, există riscul să pierzi acest cadou energetic pentru a-ți petrece timpul liber și să te implici în problemele altor persoane, în detrimentul rezolvării tale proprii dar taurul de metal alb crede în prudența ta. Dacă ești gemeni dar în zodiacul chinezesc ești mistreț, ai șansa de a restabili situația care a fost zguduită în ultimul an și de a reuși dacă respecti două condiții. 1. Începe să fii activ în planul de lucru. 2. Nu îți fie frică să-ți asumi responsabilitate sporită. Acest lucru va duce la faptul că achiziționezi imaginea unui angajat valoros cu toate bonusurile în numerar atașate acestuia. Cheltuiește bani pe cadouri pentru cei dragi și vei primi și bucurii personale. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!